Bună dimineața! Suntem în Iosefin, la Cinema Arta. Suntem între traseele orașului paralel și ne bucurăm, echipa Civicultura și distribuția, artiștii care au lucrat la orașul paralel, să vă invităm la o discuție despre oraș, despre cum l-am repovestit, cum l-am reinterpretat, cum l-am gândit, cum îl vedem, pornind de la orașul paralel. Ne bucurăm să avem cu noi și le mulțumim tare mult că după 2-3 săptămâni intensive, aproape fără somn, sunt cu noi regizoarea Ana Mărgineanu, inițiatoare și actor principal în Pop-Up Theatrics la New York, căreia nu i-a fost mult să vină la Timișoara și să lucreze cu noi. Peca Ștefan, dramaturg și cel care a scris textul aici, pe genunchi, pe stradă, noaptea, ziua, pentru orașul paralel. Balaș Atila, Martin, dacă deja ați văzut spectacolul, directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely și cel care a spus da, suntem in atunci când ne-am gândit la producție. Ionel Mărginean, pentru care nu avem decât un singur cuvânt, sufletul, motorul, Civicultura și cel care a fost la toate butoanele în spatele spectacolului Orașul Paralel, Adina Palea, comunicarea și cea care ne-a ținut împreună și a făcut legătura între noi toți și voi toți. Prima întrebare o să fie diferită pentru fiecare din voi și sper că pot să folosesc acel voi englezesc. Ana, împreună cu Pop-Up Theatrics ai spus poveștile New Yorkului, ați spus poveștile New Yorkului și acum în orașul paralel spuneți povestea Timișoarei. Ce-i diferit, ce-i la fel, cum ai simțit? În primul rând, orașele sunt diferite și dat fiind că spectacolul nostru se bazează pe oraș, asta dă o profundă diferență de conținut. Ca să zic așa, parțial forma rămâne la fel, conceptul, ideea că mergem pe jos, că urmărim personaje, că ne implicăm în viața acestor personaje extrem de intim, că ne uităm peste umărul lor la obiectele la care se uită, bem cocktailul pe care îl beau ei, practic suntem, pășim cu ei în călătorie. Asta este ce este similar. Așa a fost și când am făcut Broken City în New York și exact așa este și când acum că facem orașul paralel în Timișoara. Dar în afara acestui concept care e destul de vag, destul de restul totul este diferit. Cum să spun, traseele sunt extrem de diferite și chiar și în New York noi am făcut o trilogie, Lower East Side a fost primul, Harlem al doilea și Wall Street al treilea. Trebuie să spun că fiecare din aceste cartiere are o istorie total diferită, un look total diferit și cumva ai sentimentul că ești într-un alt oraș în momentul în care ești în Harlem, nu e ca și cum ai fi la fel Wall Street, care cred că ne este cel mai familiar din filme, unde efectiv ai sentimentul că ești într-un decor de film, pentru că de atât de ori l-ai văzut în filme. Și atunci fiecare, de fapt, din acele spectacole, între ele erau foarte diferite, pentru că se adresau și temei pe care o propunea cartierul respectiv. De exemplu, în cercetare la Wall Street am venit cu preconcepția că Wall Street este despre bani. Asta ne-am gândit. Am descoperit în cercetare că nu banii sunt de fapt ce mână Wall Street-ul înainte, ci timpul. Relația cu timpul era practic cea mai problematică pentru cei care locuiesc sau care lucrează în Wall Street. Și atunci tot spectacolul, în loc să se axeze pe bani, cum am crezut eu inițial,
s-a axat pe timp. Și Timișoara și cartierul Iosefin are o relație foarte interesantă cu timpul. Asta poate la capitolul asemănării. Când am ajuns la cercetare în Timișoara și, de fapt, cred că de câte ori am venit în Timișoara, senzația că timpul se dilată, că timpul curge altfel, senzația că am stat 3 zile, dar parcă de fapt aș fi stat o lună, că ceva, cumva plimbându-mă pe străzi și vorbind cu oamenii, aveam sentimentul că am intrat într-una din novelele lui Mircea Eliade. Și, bine, și căldura a ajutat. Da, clar. Dar e un mister. Străzile din Iosefin au un mister și poartă cu ele pecetea. Unele clădiri sunt extrem, extrem de vechi, mixate cu elemente extrem de noi. Niciodată nu știi ce vei găsi în spatele unei uși închise. O să fie o curte absolut încântătoare cu trandafiri și pisici. O să fie un atelier de croitorie de lux extrem de modern și te uiți de unde a apărut. Or să fie 100 de vecini, fiecare de altă etnie. Practic e un, cum să spun, cartierul Iosefin e plin de surprize. Iar surprizele sunt toate cumva în parte de natură poetică. Atunci, aici, acest fir poetic am încercat să-l urmărim și să-l redăm mai mult decât orice. Și, bineînțeles, elefantul din cameră care în zilele astea, ca să zic așa, a crescut cât luna, refugiații pe care noi îi avem în acest cartier și care sunt altă lume paralelă, care trăiește chiar acum alături de noi, cu noi, pe care putem să închidem ochii și să zicem că nu-i vedem, dar ei sunt aici și care e în cercetare chiar am plecat datorită Fundației LOX, care îi mulțumim că ne-a sprijinit. Am mers un pic pe urmele lor și dincolo de clișeele că da nasol, e înfiorător în momentul în care vezi niște copii de 14-15 ani și vezi efectiv în ce condiții trăiești și începi să te gândești, stai un pic, bun, te gândeai tu că trăiesc într-o casă abandonată, dar acum că o vezi și zici, dar ei de unde beau apă? Da. Și pe urmă afli, păi uite, la biserica cu tare s-a scos un furtun și de acolo. Bun, dar după ce beau apă, unde îți faci nevoile? Unde faci duș? Sunt niște lucruri la care noi pur și simplu nu ne mai gândim, dar în momentul în care ajungi pe urmele lor, îți sar toate în ochi. Și îți dai seama, stai un pic, dacă am nevoie la toaletă, intru în McDonald's. Dar el nu intră, nu poate intra. Și această poveste e parte din povestea pe care o spunem, pentru că până la urmă miza spectacolului nostru este, sună un pic pompos de a deschide ochii, dar este de a face trecătorul, călătorul care este spectatorul nostru, să vadă mai multe nivele de realitate care există deja în acest oraș. Și închei, că am vorbit deja prea mult. Da, nu o să te las să închei, dar pregătisem pentru puțin mai târziu cuvintele Monei, n-am întrebat-o, Mona Sucic, după ce a văzut orașul paralel, scrie așa, la foarte cald: este lumea de dincolo de timpul și spațiul cunoscut, dincolo de ceea ce vezi în mod normal când treci grăbit pe străzi, către casă, job sau piață. Este povestea fiecăruia dintre noi, ruptă în bucăți mici, dar esențiale, pe care le reașez la locul lor, parcurgând spectacolul itinerant creat de o echipă genială. Am ieșit greu din transa liniilor paralele, pare sau impare, care deschid portalul și m-am așteptat să se așeze toate emoțiile ca să pot să zic mai mult decât wow și super mișto. Și mă opresc aici și o să vă las să citiți mai departe.
Ai spus de faptul că atunci când, de exemplu, v-ați gândit la Wall Street, ați pornit cu preconcepția Wall Street bani. Când ați început documentarea în Iosefin, sau poate lucrul a fost o preconcepție sau ceva conceptual de la care ați pornit și ați găsit sau nu? Nu cred că am plecat cu vreo preconcepție. Cred că știam pur și simplu prea puține despre Iosefin. Mă gândesc acum la primele zile, când chiar am da, început. Da. Baia am tot aflat, dar deja trecuse timpul preconcepțiilor. Da, cred că știam prea puțin. Cum să spun, Wall Street-ul e ușor să ai preconcepții despre el, pentru că, din nou, îl știi din filme. Și în filme mereu este asociat cu banii. Dar Iosefinul nu-l știam din filme. Și ca urmare s-a deschis ca un film atare și cumva, pur și simplu mergând pe străzi, mi-a amintit profund de copilărie, deși n-am copilărit aici. Senzația pe care o aveam vorbind cu oamenii și intrând dintr-o curte în alta și ajungând dintr-un univers în altul, și iarăși sunt locuri extrem, extrem de frumoase, absolut superbe, și în același timp sunt locuri și locuri dărăpânate sau locuri între ghilimele aș pune urâte, pentru că nu mi se par urâte, au farmecul și frumusețea lor, dar ar putea fi recondiționate. Asta înseamnă cumva că preconcepțiile sunt la noi mai multe, la timișoreni și la spectatori, și probabil că după ce trecem printre liniile paralele și prin toate culoarele pe care le deschid orașul paralel, noi poate o să ne revizităm. Sigur, ne-am revizitat preconcepțiile. Și spuneai de locuri urâte sau frumoase. Eu, de exemplu, n-am mai fost de 10 de ani în Iosefin, în piață. Și când am trecut pe traseul Martin prin spatele pieței și am ieșit în fața sinagogii, am zis, wow, ce dorm era de locul ăsta și de ce n-am mai venit eu din proprie inițiativă. Așa că, da. Da, în același timp este și birtul ăla din spatele pieții, care este absolut superb, pentru că nu mai... Cunoscătorii... Da, nu mai... E fix cum erau birturile din copilăria mea și care exact. Nu mai sunt acum, sunt pub-uri mult mai hip. Da, am plecat cu curiozități vis-a-vis de cartierul Iosefin. Principala mea curiozitate a fost... despre multiculturalitate și despre cum trăim împreună, în special acum cu având în sânul nostru pe acești adolescenți din diferite țări, dar în special din Afganistan, veniți în sânul unui oraș care are o lungă, lungă, lungă tradiție de amestecuri, care e departe de a fi noi suntem un tip de oameni. Noi suntem un amestec de oameni. Și eram foarte curioasă să văd cum trăim acest amestec azi. Și dacă suntem de fapt împreună sau dacă suntem separați. Și de aici cumva și dorința de a face spectacolul să fie realmente bilingv, adică nu de jucărie bilingv, nu că am pus aici o propoziție în altă limbă, ci chiar. O să reiau atunci de aici, o să revin cu întrebările pe care inițial le plănuisem pentru Ștefan și pentru Attila, dar dacă am ajuns la multiculturalitate și la bilingv, hai să o luăm de aici. Noi, și acum zic un noi așa, noi timișorenii, atunci când vorbim despre Timișoara, despre noi, despre cum suntem noi mai Fruncea decât alții, vehiculăm mult ideea asta, că noi suntem multilingvi și multiculturali, și mi se pare că am uitat puțin. Voi cum ați pus multiculturalitatea, cum ați operaționalizat-o, cum ați găsit-o în teren și cum ați încercat să o puneți în orașul paralel? Da. Păi am găsit-o imersându-ne noi în Iosefin și începând și discuțiile cu Teatrul Maghiar, am aflat că Iosefinul este profund legat și de comunitatea maghiară și e foarte important ca și loc. Și aici avem un punct
liceul Bartok Belo sau Belo Bartok. Da. Și dar dincolo de asta cumva și cu ochiul liber vezi și descoperi mixul ăsta care cumva te ia câteodată prin surprindere, total prin surprindere. Noi am mai cercetat la un moment dat Timișoara pentru un alt proiect, Timișoara Capăt de Linie, și acolo la un moment dat ni se povestea despre curțile bănățene și ordinea, ierarhia din curțile bănățene, și aici sunt niște curți. Și e foarte interesant câteodată regăsești chestia asta, dar acum total într-o altă ordine sau într-o dezordine. Și cumva mi se pare că ce vezi este o căutare sau o rearanjare sau o întrebare a cum va arăta această ecuație, că tot vorbim de și geometrie în viitorul apropiat și cum, ce înseamnă asta. Pentru că mi se pare că Timișoara are mai că este definită de multiculturalitate și e o bogăție care n-ar trebui pierdută. Care într-un fel, din diferite motive, poate nu mai e la fel ca acum 30 de ani. Asta înseamnă că orașul paralel e și o invitație pentru noi, cei de aici și cei care vin, să revizităm ideea asta de multiculturalitate și de da, dacă cred, mai există, cred că, dacă o mai păstrăm. Cred dacă că ce mai... se observă un pic iarăși cu ochiul liber sau ce poți să intuiești sau să anticipezi este o reconfigurare și un nou tip de mix care poate o să plece de la un soi de gentrificare care vezi că începe să se întâmple în Iosefin, dar se întâmplă în multe alte cartiere din Timișoara. E inevitabil, cred, dar în noua reconfigurare va aduce foarte multe intersectări care vor deveni vizibile și în oraș, cred. Dar pentru noi a fost proiectul ăsta a fost chiar și o provocare și o invitație și un lucru extrem de valoros să putem să încercăm formula asta în care e bilingv, mai folosim și alte limbi sau în bucățele, dar cumva ideea a fost cum să facem să nu folosim neapărat o traducere simultană sau în sensul clasic, ci chiar să ne mixăm atunci când ai și în povestire și în limbă și în felul în care folosim limbile, încât să poți să înțelegi și dacă ești maghiar și dacă ești român și sperăm și dacă ești de altă etnie sau naționalitate, să poți să înțelegi povestea și să facă sens. Și cred că ne-am jucat în direcția asta și sper ca cei care... Voiam să întreb, fiindcă sigur sunt curiozități, dacă de la început când ai scris textul, ai gândit așa că o să fie da, scenele da. Amestecate în... Da, nu știu, poate nu știam exact cum sau în care dintre scene și cum, dar când am știam că o să fie clar bilingv, aveam mai multe opțiuni cum să facem asta, așa că eu la început am scris pur și simplu povestea în română și după aia cumva am decis care e cea mai bună soluție să ne jucăm cu limbile și a ieșit ce este acum în orașul paralel în spectacol, dar cumva asta a fost provocarea și lucrul cel mai frumos pentru mine. Pentru că, știind și castul, în proiectul ăsta noi cumva facem un casting, o distribuție înainte ca eu să încep să mă apuc să scriu. Și la fel știm locațiile și traseele înainte ca eu să mă apuc să scriu. Așa că cumva e scris ca la film, uh-huh. Și dar știi pentru cine scrii.
Și cumva cunoscându-i pe actorii de la Teatru Maghiar în acest scurt moment, că nu facem un casting neapărat clasic, ci o discuție cu un mic moment în care ne mai arată și ei ce vor și ce îi încântă, și, dar e o discuție, să vedem cum ne întâlnim, unde ne întâlnim și de energia fiecăruia. Și cred că ne-a inspirat foarte mult actorii de aici și nu numai, și ceilalți independenți, toată lumea e super, super faină, dar chiar de data asta a ajutat foarte mult și asta când am scris povestea. Atunci Attila nu poate veni decât înspre tine microfonul în acest moment, așa se cere. Întrebarea mea inițială era legată de faptul că Teatrul Maghiar și echipa voastră are aura asta de îndrăzneală pentru toate spectacolele pe care le face și care sunt altfel, și ca organizator de test, care e un fel de experiență bungee jumping în condițiile date să-l faci. Și întrebarea inițială era dacă și intrarea în acest proiect a fost o dovadă de îndrăzneală. Și acum o să adaug, pornind de la ce a spus Ștefan și de la ce a spus Ana mai repede, jocul ăsta biling, pe lângă altele, a fost și asta parte din provocare? Cum? Da, trebuie să pornim de departe, înseamnă. Da. Vorbim de festivalul Test, care, într-adevăr, în ani de zile, pornind de la un festival foarte mic, mai este euroregional în nume, dar deja am crescut și invităm din aproape toată lumea. Cel mai departe au fost din America de Sud, dar încercăm să explorăm ceea ce se întâmplă în lume și ceea ce este nou și ceea ce este viu în lumea teatrală și ceea ce are legătură cu noi. Asta e foarte important. Nu doar de dragul de a arăta și pur și simplu, și ceea ce are legătură cu noi. Trebuie să simțim ceva comun cu cei care suntem în perioada festivalului. Știm că, din păcate, anul trecut n-a putut să fie pentru la anul. Adică anul acesta n-a fost, pentru că ne pregătim să fie iar. Și aceasta denotă și spiritul în care trăim și noi. Deci nu poți să delimitezi festivalul de teatru, nici teatru de festival. Și noi pregătim spectacole care să fie demne de acest spirit în care trăim zilnic. Această multiculturalitate pe care o trăim noi în fiecare zi. Și aici nu vrem să spunem vorbe mari, nu vrem să spunem ai cât de, și să folosim peste tot în proiecte și nu știu ce, să putem să scrie multicultura și vai ce bine dă acolo. Nu despre asta, este vorba de viața de zi cu zi. Noi suntem o minoritate aici în România, aici în Timișoara, unde ne simțim mult mai bine pentru că sunt și alte minorități cu care ne înțelegem. E o legendă chestia asta, că dacă te duci pe piață îți răspunde în patru limbi și poți să vezi. Nu, asta nu este așa. Dar există totuși tendințe de a fi pur și simplu oameni. Și aici vorbesc și de teatru. Spectacolul de teatru, și am ajuns deja la întrebare, spectacolul de teatru are un limbaj, în primul rând, și acesta este limbajul teatral. Cum te exprimi, în ce limbă te exprimi, asta e doar limba. Limbajul e mai presus decât limba. De aceea, un actor, dacă vrea să se exprime și știe să se exprime prin limbajul teatral oferit de către creatorii spectacolului, dacă găsim aceeași cheie, atunci nu cred că contează în ce limbă. Bineînțeles, nu toată lumea vorbește perfect, cu accent perfect, limba română, dar asta nu cred că nu trece peste granița aceea între
actor și public, dacă vrea să se exprime, dacă vrea să zică ceva. Din acest motiv, cred că nu a fost nicio problemă să ne exprimăm în altă limbă. Desigur, sublinez încă o dată, poate nu e accentul nici bănățean, nici moldovenesc, nici oltean. E un accent mai unguresc, așa, dar nu cred că asta este problema. Și dacă abordăm în acest fel problema și am fost ajutați în această linie de către creatorii spectacolului de Ana și de Ștefan, care au zis să nu vă fie frică, mergeți înainte, mergeți înainte. Da. Și în acest sens este un bungee jumping, da, ne-am aruncat, n-am știut la început ce o să fie și la sfârșit a fost ce am vrut noi să fie. Adică nu noi ca actorii, ci noi în comun. Și acesta este cel mai important ca rezultatul final să fie. Da, și ei s-au aruncat cu ei deodată, că habar n-aveau totuși cu un an de zile înainte, nici nu știau că o să fie aici. Și da, este un bungee jumping împreună. Poate un pic în aer ne-am ținut de mână, dar în rest, când am ajuns, fiecare trebuie să ajungă singur. Și ori te lovești, ori te prinde coarda. Și dacă avem aceeași coardă, dar să folosim, face parabolă minută, dacă folosim aceeași coardă, atunci sigur că n-o să picăm. Și eu cred, cu ajutorul lui Dumnezeu în primul rând și cu ajutorul lor, cred că n-am picat. Câteva comentarii de spectator, că spectatorii ne urmăresc via stream, poate o să pună întrebări, poate Adina se uită acolo, dar ce mi-aminteam, apropo de se vorbește, se răspunde la piață în patru limbi, ce ziceam noi, avem nevoie să revizităm lucrurile și timpurile, pentru că bunicele mele, amândouă fără școală, puteau răspunde și vorbi în toate limbile, vorbirea de pe stradă, nu mai mult. Și n-a fost nicio problemă, sau noi de copii în curțile noastre, unde erau toate numele și toate limbile, nu ne împiedicam de un cuvânt sau altul. Și ca să revin la orașul paralel, tot ca și spectator și la ceea ce... Cred că avem nevoie și de cuvinte mari câteodată ca să înțelegem ce ni se întâmplă. Mă întrebau actorii după tura Martin dacă am simțit o problemă că nu am înțeles tot și nu m-am exprimat atât de bine apropo de limbaj, dar am zis am înțeles tot. Adică văzând gesturile, văzând privirile, văzând diversele intensități de pasiune, fiind parte din decor sau din cast, n-am avut nicio problemă. Sigur, acum uitându-mă aici la marile eforturi de a ne rezuma și de a ne traduce din când în când scenele dintr-o limbă în alta, nu vreau să spun că nu-s de apreciat și că sunt momente în care vrei un cuvânt să-l prinzi și atunci îți cade bine ca cel care te conduce pe traseu să-ți spună ceva. Deci, cred că pentru noi toți spectatorii, pasul ăsta pe care ne ajută să-l facem orașul paralel de a revizita tot ce credeam despre noi e foarte important. Aș merge mai departe cu întrebările și las microfonul încă dacă nu e oboseală. La atâta efort pe traseu și după antrenamentele din ultimele două săptămâni nu-i problemă. Cum v-ați simțit la prima lectură? Și recunosc că întrebarea vine de la cineva care a stat în spatele sălii și v-a văzut acolo cumva... Da, întreb cum ați fost, ca să nu zic eu cum v-am văzut. Da, prima lectură a fost interesantă. Bine, am primit textul înainte și am putut citi
Și înainte de prima lectură, tot mă întorc eu mai... înainte de prima lectură, noi, între noi, am discutat și am zis, vai, da, ne-a plăcut că are poveste. În primul rând, ceea ce mie și ceea ce am vorbit și cu colegii mei, că da, am mai văzut spectacole de stradă, am fost la festivalul Maci, așa mai departe, și mai intră doi cu picioroange, mai suflăm un pic de foc și este spectacol de stradă și interesant. Ceea ce mie mi-a plăcut și aici sunt în asentimentul colegilor mei, că este o poveste. Eu cred în povești. Eu cred că o fată iubește un băiat și invers. Deci în prostiile astea. Cel mai mult acest lucru ne-a plăcut. După ce am citit, eu habar n-aveam cum o să iasă chestia asta. Deci n-aveam nicio idee cea mai vagă cum va putea să fie chestia asta, dar la prima lectură și primul gând care mi-a trecut a fost ăsta că, wow, este poveste. Mm-hmm. Și diferența față de trecerea, drumul de la prima lectură până azi, când diseară o să fie... să zicem, ultimul traseu din seria de acest weekend. Sentimentele s-au schimbat, au rămas la fel, wow-ul e tot acolo. Sentimentele și scenele și textele și situațiile și tot s-a schimbat de la moment la moment. De pe o zi pe alta. Au apărut alte texte, au apărut. Deci trebuia să vii în primul rând pregătit pentru ceea ce trebuie să faci în ziua respectivă, dar trebuia să fii pregătit și pentru faptul că sigur o să se schimbe ceva. Sigur nu o să fie, deci nu e cum am visat eu acasă și stăteam în baie și nu. Nu. Deci nu ieșeam așa cum am intrat în nicio scenă, ceea ce ne ținea în priză. Și asta este meritul celor care o să vorbească după mine. Asta înseamnă că suntem toți împreună actori, creatori și spectatori. Am intrat, habar n-am avut cum, pe traseu și am ieșit diferiți. Tot așa, habar n-am avut cum înainte. Iar de ce spuneți, tot așa, acum mă erijez eu în spectatorul universal al orașului paralel, senzația mea după ce am văzut ambele tururi. După Vicky am zis, am fost într-o poezie, după Martin am fost într-o poveste. Acum sigur că cred că ar trebui și cred că o să se întâmple, sunt convinsă de fapt de asta, că fiecare spectator care a trecut pe turul Martin vrea neapărat să vadă turul Vicky, dacă nu din alte motive, incitați de scena finală de pe pod. Dar sunt convinsă că toți cei care au văzut și pe Vicky și pe Martin și o să intre și în The Game, o să zică ca mine, mai vreau, pentru că n-am reușit să intru bine eu în rol, fiind atentă la foarte multe. Da. Ștefan, textul ăsta care se tot schimbă și nu mai stă pe loc și... care aduce lumea la disperare, lumea din echipă. Cum ai făcut? Ce ai făcut? Cum ai făcut pe parcursul repetițiilor? Asta e un proiect la care tocmai spuneam că e aproape cum ai lucrat la un film sau în TV. Trebuie să fii în locații. Pentru că e site specific, în primul rând, deci pot apărea anumite lucruri. De exemplu, s-a întâmplat să trebuiască să schimbăm niște locații. Și atunci vin implicit niște modificări. Apoi este lucru în scena propriu-zisă când s-ar putea să-ți apară lucruri noi sau să idei noi și atunci trebuie să fii gata să fii acolo. Când trebuie schimbat ceva, să schimbăm. Nu știu dacă au fost cred că cu textul în care ajungem în repetiții, structural, fundamental, nu se schimbă. Adică nu facem schimbări profunde, adică
Dar în scene pot apărea elemente care și idei, și cum e un proces, este viu, cum spunea și Otilo, și te folosești de asta, mergi cu el. Uh-huh. Cred că toată lumea, și actorii, și noi, trebuie să luăm tot ce ni se oferă și să procesăm în timpul ăsta foarte condensat și scurt, și atunci cred că avem șansa să rezonăm și noi cu cartierul și cu materialul și cu povestea. Cam asta cred că e procesul. Așa că pentru un scriitor care lucrează la genul ăsta de proiect, trebuie să fii foarte foarte gata să accepti provocările astea și să mergi cu ele și să le filtrezi. Suferi sau te bucuri? Acum eu știu în sensul că m-am uitat la fața ta, dar întreb ca să audă și alții. În timp ce vezi ceea ce scrii, jucat, te uiți la fețele actorilor, la fețele spectatorilor, cât de greu e asta? Să fii acolo când se întrupează textul? Acum e mai ușor, într-un fel, sau foarte greu, pentru că eu nu pot să văd acest spectacol. Doar la repetiții pot să-l văd, apoi nu mai poți să intri în experiența. Experiența e foarte intimă. Sunt 5 spectatori pe traseul roz al Vicky și 10 pe traseul lui Martin. Și e o experiență extrem de intimă, în sensul în care ești tu cu actorii, e ca și cum se turnează un film și tu ești camera de filmat care merge, dar e în timp real și mergi cu ei. Pentru ceilalți oameni de pe stradă nu e vizibil spectacolul, dar tu ești foarte aproape și atunci și cu ajutorul acestor personaje care se numesc călăuze, îți oferă niște filtre aproape, niște propria ta cameră și invitația să te uiți la anumite lucruri din realitate și încet, încet, când te înveți cu lucrurile astea, începi să vezi foarte multe detalii. Tu faci groplanurile, adică e fascinant într-un fel, chiar și pentru mine, când am șansa să merg la generale sau când începem să le dăm în regim de spectacol, și devine așa o experiență aproape ciudată, că în sensul ăla nu-ți vine să crezi într-un fel că ce ai scris e... Dar e un proces foarte... Eu în general merg la repetiții, mai ales când am texte în premieră. Îmi place, dacă sunt invitat de regizori, să lucrez cu actorii în prima fază de la lecturi și așa mai departe, tocmai în ideea de a îmbunătăți, eu cred în limbajul ăsta viu, și în limbajul teatral viu, dar și în limbă, și sunt foarte, mă inspiră foarte mult și vreau neapărat ca textul să intre bine în gura actorilor, cum se spune, și lucrez pentru asta, așa că lucrez, în general, servesc producția, cam asta e ideea, și servesc povestea. Și orice poate să îmbunătățească povestea, mi se pare ok, adică orice face sens, și câteodată vin idei super neașteptate, dar care ajută povestea și sunt în spiritul ei și sunt deci total... Deci ai antrenament, că de obicei se spune că e greu to kill your babies... Ai antrenament să zici, dacă povestea vrea altceva, tăiem. Kill your darlings, s-a întâmplat și acum, un moment, mai multe momente foarte drăguțe, la care, dar știu asta și sunt gata, s-a mai întâmplat. Trebuie să faci, da. N-ai. Și sunt multe alte, mai ales în genul ăsta de proiect, și în special în proiectul ăsta, sunt foarte multe lucruri care țin de timp, de mișcare, de condițiile de pe stradă, și atunci da, va trebui să tai anumite lucruri, pentru că dacă nu funcționează, nu se aud, nu merg în locația aia, asta e. Și încercăm să povestim altfel. Uh-huh. Dacă există găuri în poveste și ne folosim de toate mijloacele pe care le avem să povestim. Într-un fel e foarte interesant la proiectul ăsta, că de fapt povestim prin toate limbile care putem. Avem, da.
Și totul devine poveste. Totul devine poveste. Și inclusiv această relație cu spectatorii, care nu trebuie să facă ceva, adică nu, să nu vă imaginați că veniți și trebuie să faceți ceva, să vă jucați un rol sau să vă pregătiți într-un fel, ci e o relație. E o relație între spectator și spectacol, un parteneriat. Mergi în acest parteneriat și... Acum eu să știi că te contrazic puțin, nu? Pentru că am venit cu emoții ca spectator, poate și fiindcă speram să fac la fel de bine cum ați făcut voi. Pe de altă parte, în turul Vicky, de la gară până în parcarea de la Nokia, am fost destul de confuză și mi-am intrat cu adevărat în rolul de spectator așa la 5-10 minute după ce am intrat pe traseu. Mi-am dat seama că nu sunt invizibilă, că nu pot să stau să mă uit pe tavan într-o sală de spectacol, că am niște sarcini acolo, de la parcurge un traseu până la a oferi și a lua niște decizii, adică foaia de hârtie pe care am primit-o, trebuie să o dau înapoi. Când trebuie să o dau înapoi? Trebuie să fiu atentă la text. O să-mi spună cineva. O să fiu ridicolă dacă intru în scenă și ofer încărcătorul, că după cum știm, telefoanele trebuie să fie neapărat încărcate. Și asta s-a întâmplat pe parcurs. Adică am ajuns la apogeul rolului de spectator după mijlocul traseului și am zis, wow, și acum trebuie să mai merg o dată ca data viitoare să intru în rol de la început, că prima parte am pierdut-o. Ce vreau să spun e că nimic din toate astea nu e musai. Nu e musai. Deci poți să faci sau să nu faci, sunt niște invitații care ți se oferă, de-aia zic că relația, parteneriatul e povestire, pentru că asta e încă o parte a poveștii. Mm-hmm. Dar nu trebuie să, cred că... Să nu speriem niciun spectator care încă n-a văzut spectacolul să creadă că o să... Credem foarte mult, deși facem teatru interactiv și participativ foarte mult, dar credem foarte mult în ideea de a invita și de a invita un parteneriat sincer și autentic în care nu forțăm niciodată. Adică facem invitația, dar oamenii pot intra sau nu. Uh-huh. În fine, pot să-i dau și Anei să vorbească despre lucrurile. Și Anei, mai pun o întrebare. Te-am văzut cu un caietel non-stop sau cât te-am văzut eu și la repetiții și la spectacole. Ce înseamnă caietul ăla și cum schimbă el viața spectacolului a ta, a noastră? O să răspund scurt la întrebare, că vreau să mă întorc după aia să completez ce foarte bine a explicat Ștefan, dar tot trebuie să mai completez și eu. Caietul nu e niciun secret, toți regizorii au un caiet în care își notează tot ce nu merge și, sau ce li se pare lor că ar trebui schimbat sau altfel. Și la finalul repetiției, asta când ajungem la șnururi, că până atunci vorbim direct, dar la finalul repetiției, fără carnețel, ai uitat la sfârșit ce... Așa că carnețelul e memoria mea. Și la fiecare final de șnur, pe baza carnețelului, ce este lizibil, le spun actorilor. De multe ori sunt lucruri care nu mai sunt lizibile, nici măcar pentru mine, că notez uitându-mă în grabă. Dar ăsta e carnețelul. Mm-hmm. Și el, dacă spectacolul merge bine, ușor-ușor începe să dispară, adică le ziceam și eram încântată că aveam 7 foi de notițe, după aia aveam 5, după aia am avut 2 și aseară am umplut jumătate de pagină, pe care n-am mai avut când să le dau, dar... dar vreau să mă întorc un pic că există, nu numai în România, acest mit al creatorului unic. Și cred că e foarte important, în special pe teatru, poate că pe alte lucruri există un creator unic, dar în cazul nostru la teatru, creatorul nu mai este unic. Iar în cazul spectacolului nostru, nu mai e deloc. Adică eu și Ștefan suntem creatori, sigur, dar nu suntem creatorii. Toți membrii distribuției sunt la fel de creatori ca și noi. Nu sunt interpreți a indicațiilor noastre, ci și-au creat propriul rol, și-au creat propriul personaj și continuă să creeze.
Și în sensul acesta și spectatorii sunt creatorii spectacolului. Ceea ce iarăși nu înseamnă că spectatorii trebuie să se urce pe scenă și să zică nu știu ce. Li se arată, dar ceea ce aleg ei să văd, să vadă, ceea ce aleg ei să asculte, locul în care aleg ei să se uite, le creează propriul spectacol. Dacă nu ar fi ei, spectacolul nu s-ar juca. Deci ei sunt această parte esențială, iar de exemplu, apropo de că lucrurile s-au schimbat în fiecare, lucrurile continuă să se schimbe și după repetiții în spectacol, iar deciziile acum sunt luate la cald de actori. De exemplu, ieri s-a schimbat o locație în timpul spectacolului, pentru că în locația în care trebuia să se deschidă un pasaj, s-a întâmplat să doarmă 4 domni. Nu puteai. Și atunci, la cald, eu am văzut că urmăream spectacolul, m-am gândit panicată, oare să bag pe text, dar pe WhatsApp, să le zic actorilor să facă ceva, mai bine să nu-i deranjeze, asta v-a modificat complet scena. Dar până să apuc eu să scriu pe WhatsApp, când oricum actorii jucau deja, deci nu se mai uita nimeni pe WhatsApp, ei au luat elegant decizia de a muta locația un pic mai încolo. Și au adaptat și scena în sensul ăsta pentru noua locație, că nu puteai să vii cu textul vechi sau cu mișcarea veche la locația nouă. Și lucrul ăsta și cumva pentru mine a fost o mare bucurie când am văzut că se întâmplă asta aseară, pentru că s-a întâmplat cu atâta eleganță încât aproape că nici eu nu mi-am dat seama că ar fi trebuit să fim altundeva. Iar asta continuă să se întâmple. Nu de puține ori sunt oameni care intervin pe stradă, care pun întrebări, care se implică în poveste. Personaje, glumim noi, figurație neplătită. Ei sunt integrați în spectacol, dar fiecare integrare este costisitoare și este o decizie luată la cald și decizie care nu mai aparține nici mie, nici lui Ștefan, le aparțin lor actorilor. Și la rândul lor, spectatorii iau și ei decizii la cald și fiecare din aceste decizii, mici decizii de mă uit aici, mă uit acolo, merg mai repede sau merg mai încet, ridic acest obiect sau nu, toate aceste decizii îți construiesc de fapt spectacolul. Da, da, voiam să spun tot așa că pe parcursul turului Martin, regele Iosefin a fost atât de credibil încât cei doi domni care împărțeau o sticlă de vin în dreptul pieței din Iosefin l-au adoptat și era să ne-l ia din spectacol dacă regele Iosefin era foarte hotărât să continue. Aș vrea să întreb cum a fost să dăm un microfon aici și să întrebăm cum ați trăit voi până acum orașul paralel. Pentru mine a fost o experiență inedită, în sensul că nu am făcut niciodată așa ceva. Noi, eu cu ultimul colegul meu, abia am terminat facultatea. La început era... Wow, cum o să facem noi, cum o să vină oamenii să... Dar după am văzut că oamenii sunt foarte receptivi. La peruta pe care sunt eu, peruta Vicky, oamenii veneau foarte aproape de noi. Și la un moment dat, noi pe pod avem o coreografie și erau printre noi, trebuia să ne strecurăm așa printre ei, era foarte, e super. Apoi la pod... treceau biciclete pe acolo, trebuia cumva să ne organizăm altfel, dar până la urmă totul a fost ok. Pentru mine, în continuare, și ieri am schimbat ceva, cum a spus și Ana, la parcare la Nokia, la un moment dat eu plecam și ieri am stat. Am stat și cumva s-a modificat, s-a văzut mai altfel, nu știu. Pentru mine e un mare bonus că sunt aici. Da, nu știu, pentru mine a fost o oportunitate și le mulțumesc pentru asta Anei, lui Ștefan, tuturor celor care s-au ocupat de organizare.
Nu știu de unde să încep la început. Pentru mine a fost ceva total nou. Nu m-am mai întâlnit cu genul... Deși credeam că m-am întâlnit cu teatru participativ, mi-am dat seama că eram departe de ce credeam că înseamnă. Și a fost... A fost o oportunitate, pur și simplu. Sper că am reușit să înțeleg și să învăț cum se face și asta. De fapt, nu învățăm niciodată cum se face, tot timpul descoperim. Ceea ce e foarte bine, exact cum spuneați, mereu se modifică, mereu e viu. Și asta e foarte bine. Să vă întreb și pe unul și pe celălalt dacă ați fi avut șansa să lucrați cu Teatru Maghiar, cu Attila, cu colegii lui, dacă nu era Orașul Paralel? Ne-ar fi plăcut să se întâmple, nu știm dacă posibilitățile au existat de-a lungul timpului, pentru că noi, tocmai spuneam, acum am terminat o facultate, probabil că există posibilitățile unei colaborări. Ce cred că întrebam era, acum 2 luni de zile, fiind voi spre absolvire sau absolvenți, vă gândeați, peste 2 luni de zile o să joc cu minunata trupă a Teatrului Maghiar și o să fie un spectacol? Nu, nici de cum. Noi mergeam la spectacolele Teatrului Maghiar, apreciam foarte mult ce fac ei, dar nu ne-am fi gândit deloc că se va întâmpla asta, ceea ce e foarte bine a adus așa un suflu nou al comunității de teatru din Timișoara, zic eu. Știu că acum întrebările de impact trebuie să vină mult mai târziu, dar totuși întreb, merge ștacheta voastră altundeva, apropo de ce o să vreți să faceți mai departe, acum că ați trecut și treceți prin Orașul Paralel? Sau să lăsăm să doarmă întrebarea? Să o lăsăm la nivel de întrebare? Da, nu știu, e clar că un spectacol de genul ăsta influențează, te influențează ca spectator, ca actor. Te vezi altfel, crezi că poți mai mult, mai puțin, te-ai speriat de tine, ți-ai dat seama, pot mai mult decât credeam. Păi, cred că într-o perioadă de repetiție ajungi să treci prin toate stările posibile, ceea ce, din nou, e foarte bine și ajută, te dezvoltă, orice lucru nou te dezvoltă, de fapt. Și, în general, dacă te panichezi, nu o să ajute. Asta pot să zic din propria experiență. Eu aș vrea să mulțumesc foarte mult trupei Teatrului Maghiar, pentru că ne-au ajutat foarte mult. Cel puțin pe mine m-au ajutat foarte mult. M-a ajutat doamna Maghiar Etelca, domnul Ceaba. M-au ajutat foarte, foarte mult. Ne-au dat încredere, ne-au dat sfaturi. Ceea ce pentru mine la început contează super mult. Să văd că, cum a spus și Oti mai devreme, noi mergeam și vedeam spectacole Teatrului Maghiar și rămâneam, se poate așa ceva, oare o să ajungem și noi vreodată să jucăm la un nivel atât de bun? Și ne-au ajutat super, super mult. Deci mentoratul există, nu e o vorbă. Da. Întrebări mai am multe, dar pun una despre viitor, despre altă lume paralelă, o pun la toată lumea, fiecăruia. Într-o lume ideală, care nu depinde în secunda asta nici de bani, nici de câte proiecte câștigăm, nici de... Există viață după Orașul Paralel, Iosefin? Cum visați ceva după Iosefin și Orașul Paralel de acum? Pe cine să întreb? Attila? Eu pot să răspund că eu m-am angajat ca să fac, când am vorbit cu Asociația Capitala Culturală 2023, eu m-am oferit și m-am angajat să fac cartierul Iosefin. Acum sună un pic ca pompos, deci nu eu, ci trupa, ci nu Iosefinu, ci acest spectacol și nu tot Orașul Paralel și partea asta. Dar cred că aici
unde ne aflăm acum, unde încercăm să lansăm acest spațiu, acest loc care se numește cinematograful Arta pentru mulți, dar în concepția noastră se numește fostul cinematograf Arta, noi așa îl denumim, fostul așa cum este fosta Republică Macedonia, deci este fostul cinematograf Arta, pentru că încă n-am găsit identitatea locului. Deci acum toți suntem în căutare și de aceea denumim așa. Și dacă observați, nu trebuie observat foarte mult, dar dacă observați, atunci peste tot noi îi denumim fostul cinematograf Arta. Poate va fi altfel. Poate acest spectacol va schimba să-și găsească o identitate. Deci la asta ne ajută. În viitor și în rest, cum o să fie? Păi, nu știu, aici este un loc unde este cinematograful, o să fie cândva, dacă ne uităm acolo, și o să fie o clădire cândva unde o să fie teatru. E aici școala, mai încolo este Biserica Catolică, deci este un puternic centru unde am vrut să folosim acest loc. Deci eu, într-un fel, mi-am făcut datoria pentru care m-am angajat, aștept cu nerăbdare ce o să se întâmple. Și aici mă uit și la Ionel, de unde vin banii ca să fie sau ce o să fie, pentru că, da, eu sunt curios de aici încolo. Deci reimaginăm orașul și de aici, din centrul de comandă, fostul cinematograf Arta. Dacă suntem aici în circ, probabil va trebui să facem câteva acrobații în viitor. Nu că n-am făcut până acum. Orașul paralel nu e un oraș radial cu acel centru, cu Piața Operei, cu toată energia focalizată acolo, ci este orașul care sunt de fapt razele atât de multe și atât de mari care rămân paralele. E locul care ne ajută să investim și să fim investiți în oraș și în poveștile lui. Și vom trage cât mai mult să în acest patrimoniu cultural extraordinar pe care îl are Timișoara, să scoatem firele de povești și să putem țese structura următoare, țesătura. Dacă rămânem doar la nivel de imaginație și nu la ce nu... invers. La începutul acestui an, dacă ne uitam la posibilitățile pe care le avem și toate piedicile, nu puteam să vedem proiectul de acum. S-a mers foarte mult pe imaginație și pe proiecție și pe ce ne dorim să facem. Și atunci, într-adevăr, așa trebuie să ne uităm ce vrem să facem și nu neapărat la resursele pe care chiar le avem în curte în momentul de față. Sunt sigur că orașul paralel, indiferent în cartierele în care va fi, va găsi dilemele urbane și va găsi poveștile care vorbesc tuturor, spectatorilor și locuitorilor. Fiindcă e microfonul la tine, Ionel, mi se pare mie sau și parteneriatul, consorțiul partenerial a crescut și s-a schimbat în fiecare zi în proiectul ăsta. Cu cine ai pornit la drum ca partener și cu cine am ajuns la premieră? La început din... Acum nu... Da, la începutul anului. Au fost enorm, enorm de multe mâini întinse de ajutor. În afară de mâini au fost și... a mai fost și câte o casă, a mai fost și câte un teatru care s-a deschis
absolut fabulos, cu toată capacitatea, cu toată experiența și profesionalismul. Deci, ai fi visat un teatru din ăsta înainte, te-ai fi putut gândi că există așa de aproape de noi? Deci n-aș fi putut visa că poți lua teme urbane și să le scoți în față cu un teatru de stat. Deci nu, la începutul, nu, ce că la începutul anului, în mai, la jumătatea lui mai, n-aș fi avut un vis atât de îndrăzneț. Și a fost o colaborare uluitoare cu această navă pe care ne-am îmbarcat toți, cu Teatrul de Stat Maghiar, cu motoare de la Politehnică care împingeau, cu oameni de la Universitatea de Vest, cu mai ales studenții, cu acceptul, acest spectacol a fost de fapt acceptat de oraș. De la pornirea din Gara de Nord, la mijloacele de transport în comun, la avize, la companii foarte, foarte mari care ne-au acceptat să tranzităm și să trecem prinăuntru, până la oameni care pur și simplu se întâmplau să trăiască într-un loc oportun. Deci, parteneriatul a avut toate valențele. Nu, totul nu s-ar fi putut întâmpla fără partenerii de la Erasmus Plus din Caman, unde au și venit și ne-au ajutat să încercăm jocul. După aceea și tot ce am mai avut nevoie prin Restart, am reușit să rămânem cu Civicultura în programul Capitalei Culturale Europene, Timișoara. Da, aș zice că este un spectacol la care am muncit o parte mare de oraș. Doar un singur lucru vreau să adaug, că de la premiera asta încoace mă gândesc că ar trebui să schimbăm numele teatrului din Teatru de Stat în Teatru de Mers. Excelent! La întrebare. Vreau foarte scurt să zic, da, chiar am simțit că am fost acceptați de oraș și purtați așa pe mâini și oameni, cum se spun, mari companii și-au deschis ușa și oameni care n-au nicio treabă cu teatru și-au deschis ușa de la propriul apartament fără niciun fel de metaforă și ne-au lăsat să intrăm și să ne jucăm o scenă acolo, ceea ce este absolut incredibil. În ceea ce privește următorul proiect, acum vreo două zile sau așa, Ionel zice, Ana, aruncăm și noi un ochi la următorul cartier ca să pornim rotițele. Creierul meu obosit a zis, nu arunc niciun ochi, am repetiții 12 ore, lasă-mă în pace, nu vreau să văd nimic. Totuși, a doua zi am ajuns și am început să arunc un ochi și deja, nemai având repetiții dimineața, brusc, nu știu cum se spune, am simțit așa că dintr-o dată știam exact ce am greșit la proiectul ăsta și cum să repar pentru următorul, cum să fac planul să fie mai bun, conceptul să fie mai unitar, experiența să fie diferită, ca la anul să nu fie exact același lucru care a fost acum, ci altceva, dar în același sens, deci să se lege, dar să fie diferit și din momentul în care practic a fost așa un switch, un click de la off, s-a clicat pe on, iar în momentul ăsta eu deja sunt mai mult cu gândul la ce se întâmplă vara următoare. Că nu vor fi bani sau că așa, nu sunt detalii pe care nu pot să le accept în momentul ăsta. Când acum, Ana, pentru că suntem foarte informali aici și cine vrea să ne audă, ne aude, cine vrea să ne închidă sunetul, poate să ne închidă.
Și noi suntem foarte hotărâți să nu lăsăm pe nimeni să doarmă, nici Centrul de Proiecte Timișoara, nici Primăria Timișoara, nici Capitala Culturală 2021, 2022, 2023 și care o mai fi, nici Consiliul Județean, nici AFCN-ul. Deci să știe toți că urmează Fabric, urmează Elisabetin și poate ori mai urma și Cunț și Cearda Roșie și altele în diverse feluri. Pentru că dacă toți spunem că vrem să repovestim orașul ăsta și să-l reimaginăm, trebuie să o și facem și modelul cel mai bun a fost ceea ce ați făcut voi toți. Adică ați trecut de faza de da, sună bine, o să facem, la s-a întâmplat. Și astea toate nu pot fără resurse, fără bani, fără a accepta că oricât efort, oricâtă minte, oricâtă putere, oricâtă voință am avea toți noi și încă alții și toți cei din Timișoara care ne-au deschis uși metaforic și fizic, nu se poate întâmpla și fără o voință undeva mai sus care să ofere acest cadru exact pentru ca orașul ăsta, din care voi ați arătat o bucățică, să recrească, fiindcă potențial este. Dacă noi nu o mai vedem, voi ați văzut-o. Vreau și Adina un pic, dacă toate lucrurile astea în mișcare, Adina, care se gândesc ziua, se scriu noaptea, se schimbă a doua zi, tu ai încercat să le comunici și să ne ții pe toți în legătură și să ții legătura cu restul lumii. Cum ai simțit tu orașul paralel? Orașele. Eu sunt foarte optimistă apropo de planurile de viitor. Energia care s-a simțit aici nu poate să rămână. Ea trebuie să țâșnească mai departe. Pot să spun că a fost ajutată de fiecare, nu numai prin experiența și profesionalismul lor, pentru că asta s-a spus, se știe, sunt nume mari aici cu noi pe scenă, dar deschiderea și disponibilitatea de a vorbi pe limba fiecăruia, că tot vorbim de limbă și limbaj, am fost ajutată să traduc, am fost ajutată să povestesc poveștile pe care ei voiau să le povestească. Și pentru mine, nu că n-a fost o provocare, bineînțeles că a fost o provocare, altfel n-aș fi fost parte din echipă, totul e despre provocare. Dar a fost o experiență extraordinară, mă bucur mult că m-am urcat pe vaporul lui Ionel, mă refer la modul în care a prezentat el mai devreme, și e un vapor puternic care va merge mai departe. Deci urmează să-mi spuneți despre ce să comunic, pentru că se vor întâmpla încă lucruri minunate. Felicitări, trebuie să spun acest lucru, felicitări fiecăruia. Într-adevăr, s-a făcut, eu am scris, cred că în ultima postare, cu multă dragoste acest lucru. Și n-am spus-o pentru ca să folosesc cuvinte care sunt catchy, ci am spus-o pentru că am simțit-o. Chiar mă gândeam, Doamne, ce puțin transmit față de tot ce s-a trăit aici de fiecare. Adina, ai invitat studenți de la comunicare să ne ajute în proiect și le mulțumim. Iei ceva cu tine din experiența asta? Asta e un fel de leading question, așa cum se aude. Faptul că pot exersa tot ce faceți. Iau mult cu mine și vreau să aduc și înapoi. Pentru că odată ce ai și alte persoane care au trăit frumos alături de tine, așa cum ai spus, studenți voluntari, ei vor fi la rândul lor voci care vor duce mai departe proiectul și mă aștept ca la următoarele reprezentații, pe care le așteptăm cu multă nerăbdare în septembrie și în octombrie, să avem o participare destul de consistentă din partea studenților din Timișoara. Pentru că am văzut care a fost răspunsul din partea celor care au spus deja da. Întrebarea e ce nu v-am întrebat și ați fi vrut să vă întreb și să vă puneți singur întrebarea și să și răspundeți. Vorbim de frumos aici, totul e perfect, dar mă gândeam și mă uitam la peisajul Iosefin, că este piața aia care s-a construit, s-a investit acolo, este frumos, este și lift înăuntru în care poți să vezi, deci cu geam și deci e extraordinar. Și
la un metru de asta există acele, deci paradoxurile astea care există și mai există și la care mulțumesc lui Ana și lui Ștefan că ne-au atras atenția. La gară intri, se deschide ușa frumos, nu știu, înăuntru sunt, vezi tot felul și cum pășești pe peron, ești pe altă lume. Eu cred că cineva care o să vină și aceste paradoxuri o să observe, avem mult de lucru aici. Deci asta a fost și un semn de atenționare. Aceste lucruri care trebuie să vedem. Da, e poezie până la un moment dat, dar când te atinge această realitate, că da, de mult nu m-am plimbat prin gară. Și ar trebui și alții, adică cei care sunt în măsură să ia măsuri, să se mai plimbe un pic și prin gară și prin Iosefin. Asta ar fi. Și îi invităm cu această ocazie, domnii, veniți și să vedeți. Da, acum, înainte de a Anei și lui Ștefan microfonul pentru întrebările nepuse, voiam să amintesc celor care nu știu, deși noi la Civicultura repetăm mult, Civicultura înseamnă efortul de a îndrăgosti oamenii de oraș, de a-i face să treacă la acțiune prin cultură. Ne îndrăgostim prin cultură, începem să ținem la locuri, să ne amintim de ele și de-abia după aceea putem să luăm măsuri, fiecare pe măsura noastră, mai mici sau mai politice, pe de-o parte. Pe de altă parte, să spun că plănuim un Civic Talk 1.2, pentru că, exact cum spui, Atila, poezia și povestea trebuie să vină împreună și cu celelalte lucruri. Și atunci am invitat deja arhitecții, cei care fac turul de arhitectură, cei care povestesc în tururile ghidate, antropologii și uite, cred că acum e neapărat necesar și cineva dintre cei care iau decizii la acel Civicultura despre repovestirea orașului 1.2, să trecem din partea de poezie și în partea un pic mai concretă, pentru că una fără alta nu merg și, cum spuneți, ne putem uita în jurul nostru aici la fostul Cinema Arta și să vedem că oricât drag, pasiune, inimă și tot ce mai vrem, no, cărămizile nu le putem muta sau înmulți chiar așa de repede. Tocmai asta îmi doresc eu ca peste câțiva ani să nu putem juca acest spectacol aici, ca acolo unde e curtea și eu sap cu sapa acolo, cu târnul ăsta, cu vârlețul, să nu am loc de sala de spectacol să fac așa ceva. Eu asta îmi doresc. Dar eu sunt sigur că din moment ce autorul este viu și nu vorbim de Shakespeare, atunci vine și adaptează, așa și Ana o să adapteze. Eu aștept cu nerăbdare această clipă să adaptăm de pildă acea scenă în altă parte. Întrebarea nepusă, visul nespus? Nu, n-am întrebare nepusă, așa că o să pasez microfonul. Vă mulțumesc! Da, visul legat de orașul paralel e să facem măcar jumate din ce viziune avem pentru el. O să vorbesc despre ceva ce nu am prea atins aici, că în afară de cele două rute, e și o a treia rută, care se numește Ruta Galbenă sau Jocul, în care am încercat ceva complet nou. Chiar am încercat și noi ceva complet nou. Și cumva asta va fi una dintre direcțiile, dacă reușim să facem în toate acestea, să repovestim acest oraș prin acest oraș paralel într-o formulă mai extinsă. Zona de interactivitate și de joc, de a propune un joc chiar al oamenilor care să aibă la dispoziție și aceste rute performative, dar și un joc care s-ar putea permanent să se întâmple în acest oraș și în relația cu acest oraș și în a ne juca cu diferite tipuri de a-l repovesti, a-l povesti, repovesti, reinventa și de a face invitații să relaționăm cu
să vedem altfel și să relaționăm cu locurile din acest oraș. Și atunci Oțilu are perfectă dreptate că și mie mi se pare important ca oamenii politici să experimenteze. Câteodată oamenii politici sunt, în Germania am văzut des, sunt spectacole în care sunt chemați și chiar se întâlnesc cu publicul și le se pun întrebări și începe o discuție și cred că e importantă discuția aia în general, dar prin genul ăsta de proiecte chiar cred că se pot uita la detalii din acest oraș care într-adevăr sunt... Să trecem la etapa don't tell them, make them feel. Make them apropo feel, de da. Politice. Că nu e ideea că îi în vreun fel îi pur și simplu inviți. E aceeași invitație ca la oricare spectator. Deci nimic special în afară de ce facem deja. Și speranța mea e că în această rută galbenă am creat un joc în care nu avem actori. Și oamenii sunt invitați să joace ca jucători. Și le propunem facem o invitație și se pot chiar juca pe bune, iar jocul chiar ajută pe cineva din lumea reală care are cu adevărat nevoie. Toate veniturile sunt donate pentru o cauză care cred că chiar e super important acum și numai acum. Cauza celor care nu au, care se află în tranzit în Timișoara, refugiați, migranți și așa mai departe, toate veniturile să se ducă înspre ei și încercăm să cumva prin acest joc să deschidem perspective pe care probabil mulți nu le au trecând în fiecare zi, ceea ce e normal, dar oferim niște elemente și cluri. Dar dincolo de asta sperăm să dezvoltăm, dacă avem noroc, un app, să facem un joc mult mai mare sau o suită de jocuri, o suită de diferite alte modalități de a te lega de oraș și de a intra în povestea lui chiar poate mai mult decât doar o singură zi, doar o singură rută, deci să putem să dezvoltăm ația asta, să gamificăm ce putem gamifica, să combinăm aceste foarte interesante modalități de a-l povesti. Bineînțeles, niciodată și eu sunt pe aceeași lungime de undă cu Oțilu și eu țin la poveste, cred că totul e poveste, cred că noi asta facem, povestim, orice am face trebuie să povestim, pentru că atunci când orașul devine o poveste, cred că deja orașul devine mai bun, mai special și oamenii încep să-și pună întrebări, să se schimbe într-un sens bun. Am văzut că ați folosit și voi și folosim și noi la Civicultura mult rețesem legăturile dintre noi, rețesem legătura cu orașul și cred că asta ați făcut, asta faceți, asta ați reușit. Aș zice doar acum spre încheiere, veniți și spun asta celor care au văzut deja spectacolul sau nu, celor care au trecut prin traseul roz-albastru să ajungă și pe traseul galben. Veniți de seară, dacă mai puteți, dacă mai prindeți bilete, rezervați-vă bilete pentru septembrie-octombrie, dați fără în țară cu idei preconcepute generației tinere, apropo de The Game, dar promit că și eu la 60 plus o să mă antrenez să pot să fac față lui The Game. Ce vă spunem noi este că noi mai avem de lucru la game, la aplicație, la cartiere, la tot și sperăm să fiți dintre cei din oraș care o să vină, dacă nu sunt deja cu noi. Să mulțumesc invitațiilor absolut speciali, Ana Mărgineanu, Beca Ștefan, Balaș Atila. Să spun că Teatrul Maghiar este cu fiecare om de pe scenă și din spatele scenei atât de aproape de noi și că îi vizităm și vrem să-i vizităm și vă invităm să-i vizitați
din toamna de când începe stagiunea. Ionel, îți dau microfonul pentru vreo încheiere pe care sigur o ai mai bună decât mine. Că e cazul să fim spectatori și să luăm fiecare, să ne luăm rolul pe care îl avem deja în serios și să vedem în jurul nostru ce rol mai putem lua. Ok. Sperăm că acum sau mai târziu ne vede, ne aude și Dan Perjovski de la Sibiu. Și mulțumim încă o dată pentru că ne-a dat imaginea orașului paralel pe care am pus-o pe tricouri, pe pancarte și mai ales în suflet și pe care o ducem mai departe. Mulțumim. And cut.